Procurorii din Icod au găsit cocaină, cannabis și ciuperci alucinogene la un festival de muzică electronică din Harghita. Astfel, mai mulți români și străini sunt cercetați pentru deținere și trafic de droguri de mare risc și riscă pedeapsa cu închisoare. Mai multe persoane au semnalat faptul că la un festival de muzică electronică care s-a desfășurat în comuna Gălăuțaș din județul Harghita se comercializează substanțe ilegale. Nu a durat mult, iar mai mulți polițiști s-au deplasat la fața locului. Agenții de poliție au descins în mai multe corturi și rulote aflate pe raza festivalului și au prins în flagrant 8 persoane, dintre care și cetățeni străini. În urma perchezițiilor au fost ridicate culturi de ciuperci halucinogene, diferite cantități de droguri de risc și mare risc, dar și obiecte folosite. Polițiștii au deschis mai multe dosare penale pe numele traficanților sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de trafic de droguri de risc și mare risc și deținere de droguri de risc și mare risc, fără drept pentru consum propriu. Consumul și comercializarea drogurilor la festivalurile de muzică este o practică tot mai des întâlnită în ultima vreme, în ciuda faptului că și controlele au fost intensificate.